Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Beatrice Yoga, iar acesta va fi un videoclip mai special. Din câte bine știți, astăzi este 6 august, cel puțin când postez eu videoclipul este 6 august. Și pentru a aniversa împlinirea celor 3 ani de YouTube pe care îi fac, vreau să fac un videoclip mai special cu videoclipuri care nu au mai apărut pe YouTube. Ne-am filmat, le-am editat, doar că nu au mai apărut pe YouTube din anumite cauze. Cauza principală ar fi că eu le-am pregătit să le postez pe YouTube, doar că asta ar fi însemnat să postez câte 5 filmulețe pe YouTube și erau prea multe filmulețe într-o singură zi și după aceea știam că nu o să mai am ce să postez și că la un moment dat voi apela și la alea. Ei bine, astăzi o să reacționăm împreună la câteva din acele filmulețe și în primul rând vreau să vă spun de la început că am o voce foarte, foarte subțire și nu știu cum făceam, nu aveam niciun program de editat în afară de... aveam o aplicație cu care înregistram și la un moment dat nu știu cum am reușit să înregistrez muzica de la început, după care să vină filmulețul și să le lipesc una de alta. Ok, deci aici avem filmulețul, să începem cu primul. Am selectat doar două pentru că nu sunt chiar atât de multe și să nu fie videoclipul foarte lung. Acesta este primul, sunt primele două, dar haideți să vedem despre ce este vorba în acest videoclip și să tragem la final o concluzie de ce n-a mai apărut acesta pe YouTube. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Da, astăzi ați ghicit. Vom colora. Ați ghicit? Nu am ghicit. Dar știți cât de mândră am fost eu că la videoclipul ăsta am reușit să pun ați ghicitul ăla pe ecran. A fost, deci în momentul în care am reușit să fac asta, m-am simțit ca un geniu. Am zis gata, știu să editez tot, știu să fac tot. N-a fost așa, hai să trecem mai departe și hai să vedem ce colorăm. Bun, nu știu dacă se vede o dungă galbenă jos, dar așa. Astăzi vom colora niște brawler din Brawl Stars. Ca să înțelegeți, atât am vrut să scot în evidență cu primul videoclip, pe lângă faptul că eram foarte pisigăiată, nu mă întrebați de ce din toate vlogurile din lume, din toate ideile, eu am vrut să colorez într-un video. În fine, eram și eu mică, să trecem la următorul videoclip, pentru că acum eu sunt mai mare. În videoclipul ăsta v-am lăsat și introducerea, ca să vedeți ce tip de introduceri făceam eu mai de mult, în cazul în care nu țineți minte, pentru că nu știu sigur câte videoclipuri am eu pe YouTube cu genul ăsta de introducere, dar de asta vi l-am lăsat și haideți să vedem ce se întâmplă și în filmulețul ăsta pe care l-am selectat, chiar dacă eu știu deja, nu o să vă stric surpriza. Salutare tuturor! Azi am văzut ceva mai diferit. Nu am jucat cu plastilina, dar nu acel fel de jucat cu plastilina. Această plastilină s-a întărit. Eu sunt în spatele camerei de această dată. Uite, vă voi demonstra. Păcate s-au și rupt. Ne-am primit de ziua mea, dar... Da, e cam... Am păstrat o plastilină care era întărită și am pus-o în video ca plastilina care e întărită. Și am și capa curpt. Aha, bun, până aici am înțeles. Sincer, eu sunt curioasă de rezultatul final. Aici e rezultatul aici final. Plastilina, sper să nu se strice. O voi băga aici. Ce murdare eram pe mâini. Atât. Gata. Astea au fost filmulețele. Cam atât am face cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like. Să scrieți ce vreți voi în comentarii, dacă puteți să scrieți ceva în comentarii. Așadar, eu am fost Beatrice Yoga și noi să ne vedem în următorul videoclip.